Continuăm astăzi suita de eseuri despre apă ca metaforă biblică a unor adevăruri spirituale și vorbim despre apa de curățire. De mici suntem învățați despre importanța măsurilor de igienă pentru a proteja organismul de bacterii, de paraziți, viruși, dăunători, dar nevăzuți. Îi credem pe cei ce ne învață și ne conformăm sau îi ignorăm și suportăm consecințele. Principala și cea mai simplă măsură de menținere a igienei corpului este spălarea cu apă curată. Înainte de a se fi descoperit microscopul care să ne demonstreze existența dușmanilor ce nu-i putem vedea cu ochiul liber, dar ne pot ucide, Creatorul omului, Dumnezeu, a prevăzut din iubire față de noi reguli de igienă care să ne ferească de boli. Astfel, în Scriptură, în cartea Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom, ni se indică animale a căror carne este improprie consumului. De fapt, nu stă să ne explice de ce este improprie, ci pur și simplu ni se indică o listă de animale, pești și păsări pe care le numește necurate și ni se poruncește să nu le mâncăm. Punct. Cui și cum era să explice? De aceea, Apostolul Pavel spune în Epistola către Galateni că atâta vreme cât moștenitorul este nevârstnic, nu se deosebește cu nimic de un rob. Adică, trebuie să asculte de porunci, nu de argumente și explicații, pentru că nu le înțelege. E imatur. Acum, știința ne explică despre trichineloză, despre tenia, respectiv despre riscurile pe care ni le asumăm consumând carne de porc, de exemplu. Aceeași lege revelată interzicea consumul sângelui și al grăsimilor. Acum știința ne spune de ce. Sângele este un vehicul, printre altele, al hepatitei și al temutei SIDA, iar grăsimile sunt principala cauză a bolilor de inimă și a cancerului de colon. Agenți patogeni se găsesc în apă, în aer sau pe suprafața obiectelor pe care le atingem, deci contaminarea este inevitabilă. De aceea, legea dată de Dumnezeu prevedea curățirea prin ardere în foc sau spălare cu apă. Este evocator modul în care numește Biblia contaminarea, necurăție. Cu alte cuvinte, starea normală este cea de curăție, de puritate. Alterarea acestei stări, adică necurăția, trebuie corectată imediat prin măsuri corespunzătoare prescrise. Biblia vorbește despre trei agenți de curățire: apa, sângele și focul. În capitolele 11 până la 15 din cartea Leviticul, ni se prezintă câteva situații de poluare a trupului, a cărui remediu era spălarea cu apă. Cei suspecți de lepră sau râie trebuiau ținuți în carantină 2 săptămâni. După care trebuiau să se scalde și să-și radă tot părul și să li se facă și un ritual de curățire spiritual. Căci o astfel de boală era considerată pedeapsă pentru păcat. Cei ce se atingeau de o femeie la menstruație trebuiau să se spele, dar tot rămâneau necurați până seara. Orice persoană necurată prin emisie de fluide din trup sau prin atingere de lucruri contaminate trebuia să se îmbăieze. Atingerea de un cadavru sau oase umane era cea mai severă formă de contaminare, persoana respectivă trebuind să rămână izolată de comunitate timp de 7 zile și trebuia să fie stropită cu apa de curățire în ziua a 3-a și a 7-a. Hai să vedem ce spune Biblia despre apa de curățire și care este semnificația ei pentru noi, cei de astăzi. În cartea Numeri, în capitolul 19, este consemnată porunca dată de Dumnezeu prin Moise ca evreii să aducă la preot o vacă roșie, foarte rar de găsit,
o vițea fără cusur și care să nu fi fost pusă la jug. Preotul trebuia să o scoată afară din tabără, să o junghie, să ia din sânge și să stropească în direcția cortului întâlnirii, iar trupul animalului trebuia să fie ars integral. În rugul acestei arderi trebuia să mai arunce lemn de cedru, isop și cârmâz. Acest ritual îl întina pe preot, care trebuia să-și spele trupul și hainele și să rămână și el necurat până seara. Altcineva, o altă persoană neîntinată, trebuia să adune cenușa vacii sacrificate pentru ca din ea să se prepare apa de curățire sau apa de ispășire. Această persoană devenea și ea necurată până seara. Ori de câte ori era nevoie de o astfel de apă, se lua din cenușa vacii roșii arse și se turna peste ea apă de izvor curată. Această apă era apoi stropită peste persoanele sau obiectele pângărite, contaminate sau necurate, cu ajutorul unui mănunchi de isop. Se spune că evreii n-au înțeles semnificația acestui ritual, dar l-au îndeplinit ca act de ascultare. Până în ziua de astăzi, consider acest lucru cel mai mare mister al Torei. Pentru că, paradoxal, aceeași cenușă care îl purifica pe cel necurat, îl pângărea pe cel curat care o manevra. Necredincioșii spun că acestea sunt taburi primitive sau că aceste legi și ritualuri au doar menirea să-i diferențieze pe evrei de restul popoarelor. Dar pentru noi, creștinii, care să fie semnificația? Noi găsim că Vechiul Testament este plin de simboluri arhetipale ce indică spre Iisus Hristos, spre persoana și lucrarea săvârșită de El. Dumnezeu prefigura în mii de chipuri, ca elementele unui puzzle la scară istorică, ceea ce avea să fie revelat de plin în Iisus Hristos. Iată cum la acest punct ajungem la intersecția dintre semnificația strict biologică a necurăției și dimensiunea ei spirituală. Repet și de această dată, omul este o ființă trinitară, în care partea materială se întrepătrunde și intercondiționează cu partea culturală și cu partea spirituală a sa. Pângărirea trupului începe cu o idee, o curiozitate, o îndoială, o poftă, trece pe la voință care dă verdictul de înfăptuire și se săvârșește. Odată săvârșită, pângărirea atrage consecințe nu numai asupra trupului, ci și asupra semenilor, asupra relațiilor comunitare și asupra relației cu Dumnezeu, respectiv asupra destinului veșnic al omului. De aceea necurăția nu este doar o vulnerabilitate biologică, ci și un delict, un cusur al sufletului. Prin urmare, curățirea presupune și o reparație morală. Întreg Vechiul Testament este centrat în jurul ideii de reconciliere dintre om și Dumnezeu. Această reconciliere trebuie făcută în termenii lui Dumnezeu. El a revelat acești termeni în legea dată lui Moise, mai exact, legea ceremonială și prin sistemul de jertfe. Prin lecții cu obiecte, Dumnezeu se folosea de imagini pentru a transmite adevăruri spirituale. Iată cum jertfa necurmată ne învață despre permanența păcatului și permanența nevoii de ispășire. De asemenea, ne învață despre gravitatea păcatului, respectiv costurile implicate. Dumnezeu a spus că plata păcatului este moartea, dar El nu voia să-i omoare pe păcătoși, ci să-i recupereze, să-i convingă de greșeală, să-i facă să înțeleagă gravitatea abaterii și să le indice modul de reparare, de reabilitare. Iată ce spune Scriptura. După lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Evrei, capitolul 9, versetul 22.
Contaminarea trupului se tratează cu apă curată prin spălare și cu apă de curățire prin stropire. Dar poluarea morală, vina, ca să fie iertată, trebuie sancționată. Numai moartea prin pierderea sângelui poate aduce curățirea morală. Un lucru care ar trebui să ne șocheze pe noi românii, citind Vechiul Testament, este scrupulozitatea și exactitatea ascultării pretinse de Dumnezeu. Pentru noi detaliile sunt neesențiale, pentru că, nu-i așa, merge și așa. La Dumnezeu nu merge oricum. Iisus, preocupat de curăția ucenicilor săi, le spune la cina cea de taină că cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Dumnezeu pune mare preț pe curăție, dar o curăție holistică, nu doar a mediului, nu doar a trupului, ci și a minții și a inimii. El ne cere să păstrăm această curăție, chiar dacă nu înțelegem rostul pe deplin. Legea mozaică nu e ecologistă, ci sfântă. Apa de curățire conținea rămășițele unei jertfe. Apa era amestecată cu jertfa. Jertfa presupunea junghierea, deschiderea unei răni de moarte, hemoragie totală și apoi arderea de tot. Holocaust. Nu a vinovatului, ci a unui substitut. Deci vina nu e o pată ușoară ce iese cu apă, ci o tragedie nespus de costisitoare. Iisus Hristos ne revelează că cea mai gravă necurăție este cea interioară, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterul, promiscuitatea sexuală, furtișagurile, mărturiile mincinoase, calomniile. Acestea sunt lucrurile care spurcă pe om. Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetele 19 la 20. De aceea, apropierea de Dumnezeu presupune igienă morală. Înainte de oficierea slujbelor sfinte de la templu, preoții evrei trebuiau să se spele și apoi să fie stropiți cu apa de curățire. Cine ar putea oare rezolva această nevoie a tuturor oamenilor de a fi curățiți ca să se poată apropia de Dumnezeu? În cartea profetului Zaharia, în capitolul 13, se promite o zi în care se va deschide un izvor, o sursă inepuizabilă de apă pentru curățirea păcatului. Această profeție a fost împlinită în persoana și jertfa lui Iisus Hristos. Citesc din Epistola către Evrei, capitolul 9. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Dragul meu prieten, dorești tu o conștiință curată, o inimă curată? Rostul curățirii inimii prin stropirea cu sângele lui Hristos este mai măreț decât igiena fizică și decât sănătatea. Este îndepărtarea disperării și a impurității aduse de moarte, pregătirea noastră pentru intrarea în bucuria eternă. Este condiția sine qua non a prezenței de Spirit. Duhul Sfânt vine să locuiască numai într-o inimă curată și prezența sa ne face una cu Dumnezeu. Ne face o mireasmă de la viață spre viață. Doamne ajută!